Partidul Socialiștilor propune aplicarea taxei pe valoare adăugată de 12% în agricultură din 1 iulie 2021 pentru a echilibra povara fiscală pentru producătorii agricoli. Un amendament în acest sens a fost înregistrat de fracțiunea PSRM la proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Documentul votat în prima lectură prevede creșterea din 1 ianuarie 2021 a cotei TVA în agricultură de la 8 la 12% și instituirea unei cote reduse a TVA de la 20 la 12% pentru îngrășăminte și fertilizanți. Deputatul PSRM Petru Burduja, vicepreședintele Comisiei Parlamentare Economii, Buget și Finanțe, a declarat că revizuirea regimului actual de aplicare a TVA aferent producției agricole primare are drept scop dezvoltarea și creșterea competitivității producătorilor autohtoni. Anume prin asta și s-a propus, de fapt, creșterea cotei TVA pe de o parte de la 8 la 12%, pe de altă parte s-a micșorat cota TVA pentru inputurile care le au producătorii agricole, adică e vorba de aceleași îngrășăminte, pesticide și alte fertilizante de care au nevoie agricultorii pentru producția sa. În același timp, parlamentarul a explicat că impunerea acestei măsuri din 1 ianuarie 2021 va crea unele probleme economice agricultorilor care nu au reușit încă să-și vândă toată producția recoltată în acest an și care și-au procurat fertilizanți conform TVA în vigoare. Burduja susține că aplicarea cotei TVA de 12% din 1 iulie va echilibra povara fiscală pentru producătorii agricoli. Propunem ca majorarea TVA de la 8 la 12% pentru producția agricolă să fie impusă în derulare începând cu 1 iulie 2021. De asemenea, în lanț se referă acest lucru și la micșorare de la 20 la 12% pentru îngrășămintele minerale, pesticide și alte fertilizante. De asemenea, să fie impusă de la data din 1 iulie 2021. Deputatul PSRM atrage atenția și asupra faptului că prin această măsură va fi acordat indirect un ajutor de 222 de milioane de lei pentru susținerea producătorilor agricole, pe lângă subvențiile de peste 1 miliard de lei care vor fi alocate sectorului în 2021. Totodată vor fi create condiții ca producția agricolă locală să fie competitivă cu cea importată.